Bună și bine ați venit la un nou daily vlog. Nu știu dacă este ultimul sau penultimul daily vlog de la țară, o să vedem. Cert este că dimineața am început-o prin grădină, unde Codruța era speriată de data asta de pisici, deși de obicei ea aleargă și este foarte periculoasă. Am adunat apoi din solar mai multe buruieni pe care le-am împărțit păsărilor. Am făcut cu Radu o prăjiturică și m-a ajutat să culeg câteva mere de la noi din măr. Ia uitați ce măr frumușel! Au avut nevoie doar de 3 mere și am pregătit un chec cu mere invizibile, se numește. Este un chec foarte, foarte bun, o rețetă puțin diferită, un aspect deosebit și în interior, o să vedeți și în curând pe pagina rețeta. Apoi am fost pe la păsări, unde m-am reîntâlnit cu acest pui care a fost pe la noi prin casă zilele trecute. Cel mai dor probabil nu va fi în București, de dragostea Codruței, care este pur și simplu terapie pură. Are foarte multă iubire de oferit, este un cățel absolut minunat, dar are boala ei de a roade încălțăminte. Ia uitați aici, a luat un pantof din vecin și a venit cu el la noi, pe care l-a ros cu mare drag. Am reușit totuși să-l salvez, am lăsat doar așa puțin să filmez și i-am luat papucul din gură. Câinii ăștia se bucură foarte mult când sunt împreună, se joacă foarte frumos și ne distrează foarte mult. Este pură relaxare să-i privești și te și distrezi foarte mult cu ei. Sunt haioși și plus mereu pe năzdrăvănii. Pe seara am fost la porci, unde am stat o grămadă, le-am dat drumul, am considerat că trebuie să se mai miște și ei prin grădine, că nu au ce să mai strice. Deja vine toamna, iar pe jos nu mai este mare lucru, înainte am avut trifoi. Victorița! Aceasta este scrofița noastră, Victorița. Codru a alergat pe acolo, era foarte încântat de acțiunea care se întâmpla în curte. Au venit și pe partea cealaltă peste gard, i-am lăsat să se plimbe peste tot pe unde au vrut porcii de data asta. Deși mă așteptam să stea departe de noi, s-au apropiat foarte mult. Chiar erau blânzi, am și pus mâna pe ei. Victorița este porcica noastră cea mai mică, iar Radu a împărțit cu ea o pungă cu chipsuri. Radu a împărțit și cu mine unul dintre chipsuri, după cum se vede. Iar Victorița a stat lângă Radu până a terminat Radu chipsurile și mi-a mai dat. Adevărul e că chipsurile sunt gustoase. N-am ce să zic. Au fost o seară foarte haioasă alături de porci și ne-a mai distrat și faptul că s-a tăvălit scroava asta în noroi. Era foarte distractivă. La un moment dat m-am apropiat foarte tare de ea și m-a stropit, m-a făcut plină de noroi, dar n-am apucat să mai filmez și lucrul ăsta. Ia uitați ce distracție a fost aici la noi în curte, nu mai înțelegeai nimic. Câte animale erau acolo. Ca la spa, eu zic că cocina lor se numește Cocina Paradis și are 5 stele pentru că este într-un loc așa frumos în natură. Ia uitați aici, gâște, rațe, oi, porci, oameni și câini. Aceasta a fost ziua noastră.